Toată lumea mă întreabă cum e Florin Piersic. Am sute de mesaje. Cum e Piersic? Florine, salut! Te sărut, Puștiule! Ce faci, mă, copilule? Ce bine îmi pare că m-ai sunat! E, asta... Prietenul meu de viață. Asta e vocea lui Florin, acum, la început de septembrie, tocmai a început școala. Florine, am zis să te sun. Da. Incredibilă voce, incredibil tonus! Atât să te întreb, cum e o zi de-a ta acum, Florine? Dom'le, cum să fie o zi? Mă recuperez în sensul că mă simt mult mai bine, adică chiar foarte bine, zic eu. Și chiar astăzi am încercat cumva să pot să vorbesc cu cei care se ocupă cât de cât de mine. Toți au spus, ești în regulă, o să fii foarte bine. Și ceea ce este cel mai impresionant pentru mine, impresionant în sensul rău al cuvântului, că lumea spune chiar și o să aibă niște spectacole în ianuarie de ziua lui, să dea Dumnezeu să plinesc acei 89 de ani. 89 în ianuarie, Florin. Dar eu o să apar în fața publicului, așa spun ziarele, că o să-mi iau adio. Auzi, Florine. Florine, hai să stabilim împreună un lucru. Să nu existe cuvântul adio când mai vorbim noi doi. Ia asta spun, că eu acum ce-ți spuneam, că eu n-am cuvântul ăsta adio cu nimeni, pentru că nu vreau să-mi iau rămas bun și adio, cum spun dumnealor, în ziare. Deci nu avem cuvântul ăsta adio când mai vorbim noi doi, să facem înțelegerea asta și fii atent, Florina, să-ți mai zic un lucru. Ai o datorie la mine. Acum ceva vreme am făcut un concurs, ții minte, în Dubai de not. Știu, în Dubai de not. Mi-ai luat atunci niște, am pus pariu pe 50 de dirham, dacă ții minte, asta e vreo 50 de lei. Fii atent ce-ți propun, Florine, ascultă-mă, că tot mă întreabă lumea cum e Piersic. Auzi, e puștul ăla Popovici. Uite ce-i propun eu lui David. Băi, David, hai bă la un concurs cu Florin. Hai, nu toamna asta, nu la iarnă, dar mai pe la vară, așa. Să-mi recuperezi și o banii, poate te bate David, Florine. Te îmbrățișez, asta am vrut să le zic tuturor care mă întreabă cum e Piersic, să le zic că e bine. Uite ce voce are, i-au zis. Și lui Popovici să-i spui că-l felicit pentru tot ce a făcut pentru țara asta românească și eu sunt alături de el și am să fiu întotdeauna, cât am să trăiesc, dar am să trăiesc pentru că eu doresc foarte tare, Dan, dragul meu, prieten de o viață, doresc foarte tare să apar în sfârșit, în ianuarie, sper eu, și nu că sper, sunt sigur că o să viu la tine în emisiune și nu numai că vreau să viu la tine, că vreau să vorbesc cu publicul, să mă întâlnesc cu el. Vreau doar un lucru, să fiu sănătos așa cum mă simt acum. Uite, știi ce fac eu acum? Dacă vrei să știi, în afară de faptul că mă recuperez, citesc. Bravo! Care mi-au fost trimise. Nu mai spun că citesc și cartea mea, care o iubesc foarte tare. Am scris eu prefața acolo. Da, știu. Și-ți mulțumesc, mi-a plăcut foarte tare. Deci atâta vreau să spun. Nu vreau să pomenesc cuvântul acela de care ai spus tu mai la începutul vorbilor. Adică să le spunem oamenilor, Florin, că Piersic e bine. Nu mi se potrivește cuvântul adio, pentru că nu vreau să-mi iau rămas bun de la nimeni. Piersic e bine, cu asta să rămânem, da? Că toată lumea, cum e Piersic? Uite, Piersic e bine, l-ați auzit din voce. Ce voce are! Puștule, să trăiești! Da. Să trăiești, Puștule, salut! Puștule, ce vreau să-ți spun? Te salut!